Protest neobișnuit în Portugalia. Papa Francis se va deplasa săptămâna viitoare acolo. Un celebru artist de stradă a pătruns în imobilul unde suveranul pontif va organiza o slujbă și a întins un covor uriaș de bagnote. Artistul a criticat sumele uriașe cheltuite de guvern pentru acest eveniment. Cunoscut și sub numele Bordalo II, artistul realizează opere stradale prin care critică deciziile guvernului sau anumite mișcări sociale. Covorul întins este confecționat din bancnote supradimensionate de 500 de euro și a fost întins pe scările din locație. Eu tenho esta serie de trabalhos ao qual nós chamamos Provox, uh, tem sempre por objetivo criticar alguma coisa ou tocar em pontos relevantes, seja em relação ao machismo ao racismo, à xenofobia. Estimările oficiale realizate de guvernul de la Lisabona a arată că vizita suveranului pontif va costa peste 160 de milioane de euro, sumă care va fi plătită de guvern, Biserica Catolică și Primăria Lisabonei. Vizita Papei Francisc vine într-un moment sensibil pentru piața imobiliară din Portugalia. Într-un singur an, cetățenii care doresc să închirieze o locuință sunt nevoiți să scoată din buzunare cu aproape 40% mai mulți bani. Cele mai mari probleme sunt în zonele turistice, unde prețul chiriei depășește de cele mai multe ori salariul localnicilor. Portugalia este una dintre cele mai sărace țări din Europa de vest, unde mai bine de jumătate din populația țării are venituri mai mici de 1000 de euro. Din din cauza instabilității financiare, proprietarii imobilelor preferă să închirieze pe termen scurt decât să semneze contracte de lungă durată.